O anchetă epidemiologică este în plină desfășurare după ce ieri la fabrica de cablaje din Drobeta, Turnu Severin, au fost confirmați 4 salariați cu COVID-19. Toți ceilalți angajați care vor prezenta semne de boală vor fi suspendați imediat din activitate și vor intra în izolare într-un spațiu special destinat. Un nou focar de coronavirus a izbucnit la fabrica de cablaje din Drobeta, Turnu Severin. 4 persoane au fost confirmate ieri, iar pericolul este mare având în vedere că numărul celor care lucrează în fabrică este mare. Are celor 4 cazuri confirmate COVID-19 la salariații din cadrul unei societăți din Drobeta, Turnu Severin. Direcția de Sănătate Publică Mehedinți a făcut următoarele recomandări: autoizolarea la domiciliu a tuturor contactilor celor 4 persoane pozitive de la locul de muncă, autoizolarea la domiciliu a tuturor persoanelor care au circulat cu mijloace de transport în comun împreună cu cele 4 persoane pozitive, urmărirea cu atenție a modului în care se realizează transportul salariaților cu mijloace de transport în comun, urmărirea modului de respectare dispuse de către societate pe parcursul pauzelor de lucru, triajul clinico-epidemiologic realizat de către personalul medico-sanitar angajat al societății. De asemenea, orice persoană care prezintă semne de boală va fi scoasă imediat din activitate, va fi izolată într-un spațiu special destinat și se apelează numărul unic de urgență 112 și informarea în mod repetat a tuturor angajaților de către personalul medico-sanitar angajat al firmei cu privire la respectarea măsurilor de prevenție. În acest moment, persoanele infectate sunt internate la spital, iar cei care au intrat în contact se află în autoizolare. În județul nostru, de la începutul pandemiei, au fost testate 5.808 persoane, din care 5.567 negative, 227 probe pozitive și 14 se află în lucru.